Roberta pune punct relației cu Sebastian în hohote de plâns. Eu dacă rămân în relația asta mă distrug. În ediția de joi a emisiunii matrimoniale U Casa Iubirii, Roberta ia decizia de a pune punct relației cu Sebastian. În ediția de joi a emisiunii matrimoniale U Casa Iubirii, prezentată de Andreea Mantea și difuzat exclusiv la Canal D, Roberta decide să pună punct relației cu Sebastian în lacrimi. Concurenta se simte profund rănită de acțiunile iubitului său. Roberta pune punct relației cu Sebastian în hohote de plâns. În ediția din 5 septembrie 2024, Sebastian începe prin a-i spune Robertei că nu are de gând să-i respecte pretențiile, acelea de a se certa și a discuta cu ea. Totodată, cu zeflemism, concurentul îi spune să stea liniștită acolo unde este, că stă bine. Vorbele lui Sebastian o rănesc profund pe Roberta, care pare că nu mai suportă și refulează. Concurenta începe să-și verse durerea pe care o simte în timp ce plânge în hohote. De fiecare dată când a fost vorba de ceva serios, tu nu ai știut să fii lângă mine. Niciodată n-ai știut să fii lângă mine și îmi spui că nu simți să vii să mă împaci, dar tu ce simți? Ce om ești tu să spui că nu simți? Ți-am acceptat multe și o să realizezi asta când o să-ți dai seama că nu o să-ți accepte niciuna, nere, nici o femeie, probabil, ce-ți-am acceptat eu. Eu, dacă rămân în relația asta, mă distrug. Jur. Doar eu știu cât stau și sufăr singură, spune Roberta. Discursul Robertei pare să fie emoționat și pe Alexandra, cea mai bună prietena Robertei, astfel că începe și ea să plângă. În tot acest timp, Gagea se amuză în casă, iar Alexandra este deranjată de comportamentul lui. Totuși, tânărul menționează că nu râdea de iubita lui. În momentul în care Alexandra îl acuză pe Gagea că își permite să facă glume în timp ce ea se simte rău, Gagea o reduce la tăcere și îi spune că, în timp ce el plângea, ea stătea cu Patrick.